Dani Mocanu este unul dintre cei mai controversați și titrați maneliști din România. Încearcă mereu să fie apropiat de comunitatea sa de fan de pe Instagram, ținându-și urmăritori la curent cu activitățile sale de zi cu zi. Acum puțin timp, manelistul a deschis o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde fanii se au avut șansa de a-l cunoaște puțin mai bine. Unul dintre internauți a atins o latură sensibilă și anume familia. Întrebat câți copii are, Dani Mocanu a ezitat pe moment să dea un răspuns. Manelistul a mărturisit cu dezinvoltură că nu știe exact câți copii l-au ca tată, deși bănuiește că numărul corect ar fi 5. 3 fete și cred că 2 băieți, a fost răspunsul pe care Dani Mocanu l-a oferit. Rivalizând cu Cristi Borcea la numărul de moștenitori, pe Dani Mocanu nu pare să-l fi deranjat faptul că nu a spus cu certitudine pe moment câți copii are. Manelistul a reușit ca până la 29 de ani să strângă o avere considerabilă. Poate de aceea, pentru că a ajuns într-un punct în care își permite tot ce vrea, Dani Mocanu a luat decizia radicală de a nu mai cânta la evenimentele pe bani puțini. În urmă cu câteva luni, a dezvăluit pentru ce sumă nu mai este dispus să iasă din casă și principalul motiv pentru care a luat această decizie. Am mai mult timp pentru copiii mei pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare ok să merg să cânt pe 3 lei cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte când nu aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar nu acum după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume. Nu mai merg să cânt pe 3.000-4.000 de euro pe program, adică aproximativ o oră. Nu vreau să vorbesc prostii și nu este o laudă, este o realitate și până la urmă am muncit pentru banii ăștia, deci îmi permit să refuz asemenea oferte. Prefer să stau lângă copiii mei decât să merg prin străinătate sau pe la evenimente unde toată lumea este beată sau drogată și eu trebuie să stau să-i suport pe toți. Astfel că prefer să cânt pe bani mai mulți, chiar dacă am evenimente mai puține, și să cânt oamenilor care mi oferă mai mult respect. Nu este o decizie pe care am luat-o pentru că aș fi avut vreo problemă cu cineva, este luată strict din punct de vedere financiar, dar și pe baza legăturii dintre mine și familia mea, a mărturisit Dani Mocanu.